Bravo, bine, salutare și bine v-am găsit la un nou episod de vlog. Astăzi este vineri, mai este o zi până la concurs, iar noi ne-am trezit, am făcut o cafea și după aia am pregătit mesele. Am pus niște apă la... Am băgat niște apă la încălzit și mă pregătesc să-mi fac prima masă. Niște orez de bebeluș cu puțină miere de albine sau cu niște stafide, o să văd. O să vine el face storuri la micul dejun. Cam asta este priveliștea. Ia uitați. Neața. Neața. Revin cu masa numărul 1 și cu cafeaua. Ok, prima masă de astăzi. Orez de bebeluș cu niște stafide și un espresso scurt. Forma este, zic eu, una bună, cât de cât. Vedem. Cam asta este priveliștea noastră. Cred că este ok. Mâncăm micul dejun și facem mâncarea pentru mai târziu. Revin cu filmare. Pe iubi am trezit-o, dar văd că a dormit. Power! Am revenit, pregătim mesele, facem planul pentru ziua de astăzi. Mi-am notat câte ceva pe telefon ca să știu exact în ce parametri stau. Voi cântări orezul, cântăresc 400 de grame de orez. Orez bun la toate, scrie aici. Astăzi vom merge să vizităm grădina zoologică. Cântăresc orezul, îl fac la rice cooker. Genusul care este nelipsit din viața noastră. Am ieșit cu Iobi să ne plimbăm puțin, să mai luăm câte ceva pentru casă. Trebuie să mai iau eu niște stafide, niște rondele de orez. Iobi să-și ia niște carne și niște vegetale pentru salată. Papa bun. Și după aia mergem acasă, mai stăm puțin relaxați. Și voiam să tragem o fugă așa, să vizităm grădina zoologică, vedem cum ne simțim. Pentru că este foarte important să stăm liniștiți o zi înainte de concurs, cu gândurile noastre, să ne facem cărțile. După concurs, va urma o serie de filmulețe cu un puternic impact emoțional, vă promit, în care voi încerca gusturi pe care nu le-am mai încercat de mult. Dar până atunci avem în minte doar un singur lucru. Să câștigăm. Power! Ferească
Ba. Iubirica mea, își pregătește o cafeluță. Am încercat să doarmă, însă am făcut prea multă galăgie. Mai unde fugi, măi? Mă aștept să vin și eu să îmi pregătesc masa să mănânc cu tine aici? Uh-huh. Ia, bag-o lea, ca să le are la oameni ce mănânc. Dă-i microfonul pe mijloc. Haideți să vă arăt și eu ce mănânc, ca să mănânc cu iubirica mea. Deci, ca următoarea masă, am ales să-mi fac și cartofi roșii, de aia sfeliut, pe grill, și 200 mg de piept de pui. 200 de grame făcut. Ok? Și cu cartofii, așa? Deci cât cartofi la plită. Foarte, foarte tare. După care am zis că vom face puțină pozare și mergem în sfârșit la zoo să vedem animaluțele. Apropo, vă las un clip aici lângă. Am lăsat un prieten să se ocupe de Mimi și ne-a trimis un clip cu ea și când l-a văzut-o, Iubi a început să plângă. Vă las clipul aici. Mi este și mie foarte dor de ea, dar măcar are hormonii bune. Haideți să mâncăm, Iubi. Eu sunt chiloț. Așa se stă în casă, nu? Păi. Iubi, o să-ți savureze cafeluța, eu cartofii. Ia uitați-l ce frumos e. Am oprit puțin pe o bancă să ne plimbăm. Am oprit puțin pe o bancă să mâncăm ceva. Eu mi-am pregătit niște orez simplu cu puțină banană pisată, niște cafive în câteva guri ca să am și mai încolo. Beau și o guriță mică de apă și ne continuăm excursia în grădina zoologică. Apropo, foarte frumoasă, aveți un oraș foarte frumos, cei care sunteți din Sibiu, felicitări. Foarte liniștit, curat, aerisit, cu popcorn foarte bun. Mâncăm orezul ăsta, ne mai plimbăm puțin și ia uitați ce bine arată. Chiar arată. Da. Și facem ultimurile retușuri acasă. Sper să pun vlogul în seara asta și mâine direct pe scenă. Power! Ok, mai fac și eu puțină pozare, cu toate că burta este plină, dar doar așa de control, să mai mențin pozițiile. Și un dublu biceps din față și gata. Cam atât pentru seara asta. Sper să pot edita vlogul acum. Dacă nu o să-l combin cu cel din ziua concursului sau nu știu, voi edita mâine. Vă mulțumesc că sunteți cu mine, sute de mesaje pe Instagram, pe Facebook, pe YouTube. Mâine voi da tot ce este mai bun. Și sper să fiu locul 1. Power! Neața, este în sfârșit ziua concursului. Iată că a venit mult așteptatul moment pentru care ne-am pregătit atât de mult timp și pentru care am investit atâta efort și energie, fizic, psihic, financiar, nu mai vorbesc. Dar astăzi va fi deznodământul final, așa că, sincer să fiu, avem puține emoții. Până acum am mai glumit, dar astăzi chiar este pe bune.
Sper o să iasă totul așa cum a ieșit până acum, pentru că este foarte bine. Uitați cât este de frumos Sibiul. Foarte tare. Este ora 7, cred că vom fi acolo pe la 10 și eu intru pe undeva pe la 12, Cosmin pe la 1-2. Deci trebuie să fim răbdători. Am pregătit câte un espresso cu Cosmin. Cosmin este și el foarte bine. Încercăm să ne încurajăm. Iar uitați ce trasițele acolo față. Bravo! Încercăm să ne încurajăm. Ne-am făcut câte un espresso. Frumos și deocamdată ne relaxăm și admirăm peisajul. Uitați cât este de frumos. Voi frate, ce frumos, pe buni. Să ne pregătim următoarea masă după ce mâncăm. O să vă arăt și pe aia. O să ne mă dau cu cremă eu și Cosmin. O să vă arăt și asta, pentru că în momentele astea dinainte de scenă vreau să rămân aici. După care facem ultimele retușuri și mergem la concurs, la Sala Transilvania. Power! Câinii cam așa de foame. Așa facem de seară cu burgerul. Următoarea masă. Orezul de bebeluși cu glutamină, stafide și 10 grame de miere de albine. Mâncăm și pe la 9:30 trebuie să ajungem la cântar. La concurs. Emoțiile cresc, dar suntem pe baricade. Pregătim și ovăzul lui Iubi. Să se trezească corespunzător. I-am fiert ovăz cu o cupă de proteină cu aromă de ciocolată. Proteină cu aromă de ciocolată. Ovăz. După care mergem să o trezim. Mia, ce mama. Mama, tu dormi cu tricou Genius. Mama. Mia, ce? Începem bronzarea pentru concurs. Trebuie să mergem puțin mai devreme pentru că nu m-au trecut pe listă. Nu știu ce s-a întâmplat, poate a fost o greșeală de editare. Merg să vorbesc acolo. Ne aplicăm stratul de cremă și pornim la luptă. Forma este ok. Suntem în parametri buni, așa că vedem ce va fi pe scenă. Ne vedem de la concurs. Vă las. Power! Masca jos pentru a vă spune că am ajuns și am reușit să mă înscriu cu bine, pentru că îmi greșise și nu mă trecuse pe foaie pentru că am lăsat legitimația la mine. Acum este tot perfect, merg să mă relaxez și aștept concursul. Power! Ai ceva să întind să stăm aici? Da, am văzut să intru. Mă văd că să mai stăm unea, că mai este până la categoria mea. Aaa, trebuie să stăm până la categorie. Aproape, o să nu fim prea mulți, o să nu fim grebi, o să stai. Dar mai stăm unea, că după aia mergem în vestiarii, rescutăm vestiarile și după aia... Dar nu ne-a dat afară, stăm prea mulți. Sunt mai mulți oameni, trece o grămadă de filtre. Și o să intrăm pe rând, că se aglomerează. Pe aici. Hai să stăm o jumătate de oră și ne știți, să ne adunăm gândurile. Dar n-ai să faci înăuntru. Și după aia mergem înăuntru. Ne așezăm în backstage, știi? Că-i zic ca în clasicul. Așa ne lasă, dacă mai stăm, uite, 10, la 10 jumate în clasicul. Încep să mă pregătesc eu ușor, ușor și după aia... Power. Acestea sunt spuse? Păi, mamă, stai o leac, Cosmin.
Ce să văd? Ia ce? Păi? Zici că ești mumie. Da! Mergem puțin să luăm niște miere, că e un târg aici. Vedem. De care miere? Faguri. Ah. Mai dulce vreau. Ia dar de ce e? Cât mai dulce vreau. La ce trebuie? Să mă încarc. Ia să vedem ce are domnul aici pentru noi ca să câștigăm concursul. Ceva dulce tare din trebuie. Suc! Nu, no, că e lichid prea mult. Da? O șmecherie. Asta ce e așa la sticiuță de asta? Miere. E miere, miere, nu? Miere, da, pentru copilaj. Pune pe... Îi se bea mai ușor așa. Dați-mi două sticluțe de ele așa. Da. Ce doriți? A, mulțumesc. Două sticluțe de ele. Da. De-mi ai foarte felul? Da, să-mi dați numărul de ele. Da, da. Deci, pentru... Da. Când vede copiii, mănâncă mai cu plăcere când vede ursulețul. Da, ursulețul ăla. Nu, dar se duce ăla și se filmează. Nu, mă, că ne filmează oamenii. Nimic. Da, da, păret pe internet. Acum ne dăm... Ne dăm... Cât 20, da? Da. Poftit? Da. Mulțumim mult, sănătate. O zi bună, Doamne ajută. Am luat... Stați așa că vă arăt acum. Dar ce tare, bă, eu zic bei, știi? Pui pe rondea, ușor. Chiar e tare. Vedeți că se bucură Cosmin. Ia, ține geanta. Am luat, uitați, ursuleț de miere. Hai, mergem înăuntru, power.
Power. Am câștigat locul 1 și titlul de campion național absolut, am luat și Open-ul. Vreau să mănânc ceva, să stau puțin să mă liniștesc și după aia voi continua vlogul de astăzi cu mesele pe care le vom mânca. Cred că vor fi foarte multe. Vă mulțumesc tuturor pentru susținere, pentru ajutor și vorbim mai multe mai încolo, că sunt puțin agitat acolo. Power! Gata, domnilor, am ajuns acasă, am făcut duș să se ducă crema, s-a dus foarte bine. Am mâncat puțin și acum vrem să ieșim să ne plimbăm. Cum? Am mâncat cremuși. Aici sunt cupele. Bombardierul nostru. Și... cam atât pentru vlogul de astăzi. Sunt foarte obosit. Vreau pentru restul zilei să merg să mă plimb, să mănânc. Nu vreau să mai filmez. Nu știu când o să editez vlogul acesta. Îmi pare rău dacă mai așteptați. Dar o să pun totul pe story. Ce mai facem pe aici, prin Sibiu. Las Instagramul meu aici. În caz de vreți să mă mai întrebați de nutriție, de acum sunt disponibil pentru voi. Mulțumesc tuturor pentru mesaje. Mulțumesc tuturor care mi-ați fost aproape în toată această călătorie. Am vrut să demonstrez că dacă îți dorești ceva cu adevărat în viață și vizualizezi și muncești, o să reușești, dar dacă nu reușești acum nu e nicio problemă, vezi unde ai greșit și tura viitoare muncești mai mult și mai mult și mai mult. Eu cu siguranță nu o să mă opresc aici și o să aveți frumoase surprize din partea mea, sunt foarte obosit. Ne vedem la următorul vlog în forță, de acum voi face rețete pentru studenți, antrenamente, tot ce pot ca să vă ajut și până data viitoare, power și numai bine!